dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Până acum, n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. El se va îndura de tine când vei striga. Cum va auzi, te va asculta. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-l câte vreme este aproape. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău, care vede înascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Și, după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el.